Doamnelor și domnilor, bună ziua! Continuăm seria interviurilor noastre cu oameni tineri din Râmnicu Vâlcea, din județul Vâlcea, din zona noastră, pentru că avem interesul să vedem cum gândesc ei realitatea în care trăim cu toții, pe care unii dintre noi, din păcate, nu o mai vedem exact așa cum este. Invitatul nostru de astăzi se numește Cezar Bulacu, este director de cercetare la Minet, pasionat de inovație. Bine ați venit, domnule Bulacu. Bine v-am găsit. Și vă las pe dumneavoastră să continuați CV-ul acesta mic pe care l-am început eu. E adevărat că fac cercetare la Râmnicu Vâlcea și fiind într-o industrie tehnică, într-o industrie care ea e inovativă în sine, mă pasionează inovația și lucrurile noi sau moduri în care produsele pe care le facem noi la Minet interacționează cu toate industriile, de la industria auto la industria confecțiilor, industria mobilii tapisate, industria construcțiilor civile sau construcțiilor industriale. Da. Ok. Să precizez eu, dacă l-ați făcut-o dumneavoastră, că Minet este fosta fabrică de nețesute de la Vâlcea, nu? Da, este fosta fabrică înființată în 1986, da, cu scopul de a recicla deșeurile textile. Da. În anul 1992 a fost privatizată, sau 94 prin Nivo. Și de atunci își urmează un trend de dezvoltare constant. Înțeleg că fabrica are astăzi doar doi patroni, ca să zic așa, asociați. Succesul acestei companii și acestui grup de firme se axează în general și este datorită acestor doi oameni care au reușit să se dedice pentru companie și să reinvestească permanent în dezvoltare și în tehnologii noi. Ca să nu fie niciun secret, să spunem totuși că sunteți fiul unui dintre asociații de la Minet, al grupului de firme Minet, a domnului Romulus Bulacu. Da, este adevărat și este un lucru cu care mă mândresc, pentru că pasiunea despre textile am luat-o de la tatăl meu. Și încerc să duc pe alte culmi ceea ce a putut el să facă. Și cum e și normal, într-o economie de piață, sunteți generația următoare, generația a doua, a cărei datorie este să îmbunătățească, să depășească tot ce a fost în trecut, păstând baza. Este natural. Da. Naturală de la generație la generație. În companiile noastre sunt, practic, trei generații. E o generație a seniorilor, cea care și controlează acționariatul și cea care dă seriozitate acțiunilor pe care noi le întreprindem. Este generația 45-50 de ani, care este foarte profesionistă și este motorul de dezvoltare a grupului, pot spune. Da. Și este generația nouă, generația mea, care este generația care pune presiune pe cele de alte două generații să schimbe ritmul, să se reinventeze, să se sincronizeze. Să se sincronizeze noilor tendințe, să se adapteze generațiilor viitoare. Și este o rețetă care deocamdată are succes. Și are succes pentru că cifrele. Eu n-aș vrea să trec așa în pasant pe lângă numele celuilalt acționar important al grupului Minet, care este familia Preda. Pentru că ce puțin pe domnul Preda, de domnul Preda mă leagă amintiri foarte plăcute, v-am povestit, și era un om extraordinar. Este în continuare un om extraordinar. Cu toții, dar mi-a plăcea să-l revăd și să discut cu dumnealui, să ne amintim de acum 30 de ani, când ne-am cunoscut. În sfârșit,
Ce loc ocupă Minet în ierarhia fabricilor de profil în industria asta textilă din România? Locul întâi pe toate segmentele, pentru că suntem campionii industriei textile în România, dar vorbesc de industria nețesutelor, industria textilor tehnice. Și suntem singuri, suntem pilonul care poate să se dezvolte sau care s-a dezvoltat oricum cel mai serios și cel mai constant în industrie. Pentru că industria cu capital românesc sau industria controlată de statul român a avut regrese. Noi vorbim aici de industrie controlată de români, capital 100%. Românesc 100%, da. Bun, interesant. La Vâlcea. Mai există câteva exemple de genul ăsta, dar nu cred că sunt ca dumneavoastră pe locul întâi. Diana, de pildă. Ei sunt într-o industrie, industria alimentară este o industrie competitivă, mult mai competitivă și are campionii. Bineînțeles, dar cum să zic, eu mă referam la faptul că e capital românesc, vâlcean, capital, e generația a doua care conduce fabrica, copiii patronului inițial. Ei fac lucruri foarte frumoase acolo și au un trend foarte promițător în tot ceea ce fac. Mi se pare că așa ar fi trebuit să funcționeze capitalismul românesc dacă el era privit ca și concept mult mai atent de către autoritățile politice la începutul anilor 90. Așa a făcut cine a putut, s-a descurcat, a făcut și majoritatea fabricilor s-au distrus, mă rog. Cred că este vorba și de viziuni. Au fost viziuni diferite. Unele nu s-au concretizat pentru că au fost prea multe schimbări de optică. Și din cauza asta, capitalismul nu are forma pe care dumneavoastră o... Sigur, a unui capitalism dinamic, care progresează și care revarsă asupra cetățenilor beneficiile. Noi nu ne bucurăm azi de beneficiile capitalismului care se spune că există în România. Pentru că probabil nici nu există. Suntem în o fază de semi-capitalism, mai degrabă de post-socialism, decât de un capitalism ca Polonia, de pildă, în care lucrurile s-au desfășurat. E indiscutabil, la noi s-a dezvoltat cine a avut noroc, da. Cine a avut șansă și... Pasiune, ca tatăl dumneavoastră. Pasiune, da. Dar cine și-a luat de la gură ca să poată să ducă totul într-o companie, pentru că investițiile au fost cele care, la un moment dat, făceau diferența pe piață. Nu investeai, erai ușor-ușor ieșit din zona asta. Da? Asta a fost și una dintre problemele întregii industrii, care atunci când s-au privatizat, dacă s-au privatizat, au decapitalizat societăți în loc să le capitalizeze cu investiții în tehnologie și astea au fost mici diferențe de optică. Adică statul și-a luat o bucată mult prea mare din pasiunea și dorința oamenilor de a investi în visul lor, că de fapt asta a fost. O fabrică e un vis pe care orice inginer textilist n-a avut sau orice om care a lucrat în o astfel de fabrică poate l-a avut la un moment dat. Dar statul a cerut atât de mult, cât e de mirare că unele au scăpat și că dumneavoastră funcționează admirabil. Da, v-am zis, e un cumul de factori. Funcționează pentru că au fost... viziunea lor a fost să funcționeze, nu s-au gândit o secundă. Nu s-au gândit o secundă că nu vor să aibă această companie și peste 15-20 de ani, deci au avut planuri și viziune pe termen lung. Asta a fost prima condiție. Au făcut tot posibilul să muncească și să investească astfel încât să-și îndeplinească obiectivul și planul pe termen mediu și lung. Au fost foarte riguroși cu ceea ce înseamnă cheltuielile
și au fost foarte pretențioși în ceea ce înseamnă investițiile, pentru că au fost întotdeauna, au dorit să, și s-au comparat cu, ce, cu cei mai buni din Europa, din lume, și așa au reușit să, să ridice de la an la an ștacheta. Au făcut eforturi inimaginabile pentru ca să retehnologizeze aceste, această societate și, v-am zis, ceea ce, au, mai, ceea ce a, e, au reușit să facă tranziție. Ei au avut, la un moment dat, n-au mai dibăcia de a se consulta cu generația tânără și a vedea din alte perspective. Au făcut-o. Au făcut-o și asta i-a ajutat să își schimbe anumite mentalități care poate îi... Îi trăgeau în jos. Nu îi trăgeau în jos, dar îi puneau pe o linie de plafonare. Da. Da. Și v-am zis, este o, este o rețetă de dezvoltare economică bună, adică ai putea face un studiu de caz pe societatea minete sa din mai multe perspective. Perspectiva unei companii înființată în anii comunismului și tranziția ei față de capitalism și, social, și epoca post-revoluție. Da. Faptul cum pot spune companiile de familie care pot să gestioneze mai bine sau mai rău o grămadă de situații când sunt mai mulți acționari, când este pot interveni o grămadă de lucruri, dar în același timp competiția sau dezbaterile, dacă sunt productive, se naște și rezultă ceea ce se întâmplă la amiet. Exact. Da. Pentru că asta da, e. Aveți perfectă dreptate, minet e un caz fericit. La doi pași de noi, la Călimănești, se ce Călimănește sa, cu mulți patroni, cu doi patroni, doar doi patroni, și-au divizat patrimoniul care e fenomenal. Practic toate stațiunea Călimănești, Căciulata, toate orașele astea, toate hotelurile, toate atracțiile turistice sau gastronomice le-au aparținut. Ei bine, prin divizare și prin certuri și membrii familiei, cei tineri au venit asupra celor mai în vârstă, au făcut ca din Sece Călimănești, Căciulata S.A. să se lagă praful și o să vedeți, dacă urceți acum la Călimănești, vedeți că hotelurile mari sunt tot alea, comuniste. S-a adăugat un mic aquapark, dar starea lui este mizerabilă. Domnul Popescu, multe piscine unele lucruri pe care trebuie să le gândești rațional, da? Și în anumite situații, raționamentul trebuie să bată sentimentele și în astfel de situații. Pentru că dacă ne gândim sentimental, dacă gândim cu cu sufletul, riscăm să punem patima, să punem să ne ambiționăm. Și ambițiile se duc prost, se duc unde nu trebuie. Ok. Dacă aici e o problemă de management. E o problemă de viziune, e o problemă de compatibilitate între acționari, e o problemă de mult mai multe lucruri. Acționarii sunt frați acolo. Aici au fost, adică sunt... Sau ce puțin așa știu eu, sunt frați și... Dar presiunea pe care familiile lor au făcut-o asupra lor, au făcut ca din o perlă care ar fi putut deveni Călimănești, Căciulata, totul să devine o... N-au făcut față presiunii familiilor. Asta a fost problema. Cred. Ceea ce e la mine, nu s-a întâmplat. Aș vrea... Adică eu încă fac față presiunilor. Nu, că înțeleg că deja sunteți, s-a trecut în fază de tranziție către generația a doua sau a treia. Dumneavoastră mi-ați spus mai devreme. Da. Este o situație în care
munca, dacă muncești zi de zi și ai rezultate, este tot ceea ce este tot ceea ce ai nevoie ca să fii tu împlinit ca și profesionist la locul de muncă. Ok. Eu acum zic că am definit destul de povestea de succes numită Minete S.A. I-am onorat și pe patron, pe fondatori și aș vrea să mă întorc la dumneavoastră pentru că subiectul și dorința mea cea mai mare este, a fost să fac un interviu cu dumneavoastră, să văd cum un om tânăr percepe realitatea din locul unde muncește Miliate Minete S.A. a orașului și a țării în care trăim. E posibil ca cei de vârsta mea să fie, să nu mai vadă bine lucrurile. Și am în jurul meu exemple nenumărate când oameni chiar de vârsta mea pur și simplu și-au pierdut mințile și nu mai spun mai mult decât atât. Eu aș vrea să mă dau la dumneavoastră. Ca să fac puțin tranziția de la ce am vorbit, să știți că să fii fiu de acționar, să fii copilul unei personalități destul de puternice, politice, e o personalitate în sine, da? E o presiune și întotdeauna un challenge pentru copiii de astfel de... Știu, tocmai am scris despre tatăl dumneavoastră și poate nu întâmplător sunteți aici, subliniind ceea ce cred eu că e subliniat și definitoriu în personalitatea dumneavoastră, seriozitatea cu care se apleacă asupra oricărei probleme chiar enervantă uneori. Așa este. Însă, această conjunctură, de multe ori, te păcălește pe tine ca și copil al acestui personaj. De ce? Pentru că îți pierzi reperul nimeni nefiind foarte corect și sincer cu tine. Știm ce a spus Brâncuș despre Rodin, că nimic nu crește la umbra marilor arbori. Și așa că dumneavoastră a trebuit să fugiți de umbra pe care o făcea domnul... N-a fost o umbră și a fost un exemplu, pentru că uitam la arborele ăla și ziceam, băi, ce frumos. Umbra aia care dădea la coare. În același timp mi-am dat seama de un lucru. Că ca să-mi dau seama de mine și să mă descoper pe mine, eu nu trebuie să lucrez într-o societate în care sunt văzut ca fiul patronului sau fiul directorului general, cum eram eu văzut când am făcut. Și ce s-a ocupat de asta? Pentru asta am vrut să plec din țară, dar am vrut să plec mai mult la studii și am aplicat la un master în business. Am plecat în Italia, am fost acolo cu bursa, am câștigat concursul respectiv și am stat un an de zile, însă nu numai la școală, după școală am lucrat într-o companie. Bursa era în domeniu? Domeniul managementului, administrarea afacerilor. Cu posibilitatea de a face o practică după terminare într-unele dintre companiile și am făcut în Italia, acolo sunt foarte multe companii multinaționale, companii italienești în domeniul textil, pentru că mi-am ales nordul Italiei ca fiind o figură exponențială a industriei textile în Europa, pentru că toată lumea știe și în Italia, dar mai e ceva. Experiența concurența. Da, și acolo există, fiind foarte multe companii de familie, ei au spiritul ăsta, cum se gestionează, practic, cum se manageriază conflictele între astfel de companii în care sunt mai mulți aparținători sau frații anumitor,
sunt multe lucruri care, în care nordul Italiei, sau Italia în sine, îți predă o, așa, o lecție frumoasă. Dar ce, ce a fost acolo pentru mine o lecție, nu a fost neapărat cursurile de zi cu zi pe care le-am făcut cu sfințenii, ci a fost faptul că mi-am dat seama că noi românii plecăm așa cu o frică de a ne expune ideile, cu o frică că suntem inferiori anumitor altor țări sau altor oameni din profesia noastră. Și acolo m-am descoperit pe mine, practic. Și mi-am descoperit faptul că știu unele lucruri, că am că pasiunea mea pot să o dezvolt foarte ușor dacă eu sunt hotărât și muncesc în ceea ce vreau să fac. Mi-am impus niște țeluri și a fost interesant că am lucrat într-un departament de cercetare la una dintre cele mai mari companii de utilaje textile și am avut un mentor, Badial îl cheamă, care era bătrân, cred că a ieșit și la pensie acum, m-a trimis să văd esența cercetării. Și mi-a spus despre farmecul Italiei și de ce Italia are valoarea asta adăugată a produselor și de ce se pune foarte mult preț pe design, pentru că investesc foarte mult în cercetare și cercetarea îți dă inovații. Și după 4 luni petrecute acolo, mi s-a oferit un contract, dar pe 5 ani de zile, însă am decis să mă întorc acasă, dat fiind faptul că aveam familie, am o soție, am doi copii și atunci aveam o fetiță, era de 3 ani și am zis că mai bine este... Nu puteau să vină cu dumneavoastră? Ba da, dar eforturile erau mai mari, dar decizia pe care am luat-o atunci este foarte bună în contextul actual. Pentru că în contextul actual, Italia a fost cea mai lovită de pandemia asta COVID. Companiile italienești sunt capitalizate, sunt vânate de China. Adică e o conjunctură, Europa în sine. Asta ca să înțelegem de ce a fost inventat COVID-ul. COVID-ul în China. Sunt păreri și păreri. Acum companiile să vâneze fiecare business profitabil din Europa și din lume. Companiile chinezești. Sunt păreri și păreri pentru că este un COVID-ul. Poate să, pentru unii poate să devină o oportunitate, pentru unii poate să fie o problemă, moarte. O moarte, da. Cine știe, din punct de vedere economic, din toate punctele de vedere, dar cine știe să gestioneze situații de genul ăsta, poate să se dezvolte. Cine nu? Cine are imunitate în organism și în mintea lui și în managementul companiei, rezistă. Cine nu? Da. Vorbește chinezește. Corect. Dar să vă zic o chestie. COVID-ul, poți să ai tu cea mai bună intenție și cea mai mare pregătire. Dacă în perioada asta lucrezi în industria turismului, da. E greu. Pentru că a fost cea mai afectată. În schimb... Ca să reclamezi puțin, să știți că nu pare rău. În industria turismului, în alimentație publică, sunt cei mai mari evazioniști din toate țările lumii. Așa este. Și nu vă spuneați, dar cei care construiesc hotel după hotel, la Râmnicu Vâlcea sau Aiurea, nu fac lucrurile astea plătindu-și oamenii, plătind bugetului de stat, toți banii. Practic, sunt niște evazioniști. Și chiar dacă vin în urma unor evazioniști, cum a fost sfântul nostru Bărcoveanu, care a fost unul dintre cei mai mari evazioniști din istoria României, cel care își ascundea bogățiile în altarele bisericilor, pe care l-au descoperit după 1990, hoțile în biserici, chiar dacă vin evazioniștii ăștia, au făcut rău lumii, că au creat alt spor de putere și a venit vremea să mai stea, să-și mai numere păcatele. Așa este. Eu, să mă ierte toți cei care au
hoteluri și restaurante, dar le-a ajuns cât au furat înainte. Cu siguranță, perioada asta de 6-7 luni de COVID i-a afectat foarte mult și modul lor de... Cu siguranță trebuie să-și regândească modul de a face business de acum încolo. Evident. Asta... Și este o condiție pentru toată lumea. Nu, în toate industriile, modul de a... de la producție și de la achiziție până la a vinde se va schimba drastic, total. Și cine, tot așa, cine va avea flexibilitatea să poată să se să intre în joc, va avea mai mult de câștigat, va avea mai puțin de pierdut, va supraviețui, da. Eu cred, domnule Bulacu, că ne aflăm într-una din orele astrale ale omenirii, când s-a schimbat perspectiva noastră asupra timpului. Observați că avem timp, din ce în ce mai mult, nu știm ce să facem cu el. Când la Revoluția Industrială, în Anglia, în special, când s-au introdus cartelele de marcat și veneau muncitorii la serviciu, au descoperit ei, clasele muncitoare, existența timpului. Ei nu știau că există acest timp. Ei se, în viața lor de zi cu zi, se ghidau după soare. Răsărit cu soarele, amiază și apus. Și întuneric. Când au descoperit că ora 7 însemna ora când vreau să bage cartelele, au înțeles că există ceva care se numește timp. Și au început să prețuiască timpul în bani. Au cuantificat fiecare minut din timpul lor de lucru în bani. Și atunci au dat seama, unii dintre ei, că vor să muncească mai mult, alții că vor să muncească mai puțin. Dar cu toții au înțeles că există această noțiune numită timp. Așa suntem și acum. Într-una din orele astea astrale, când timpului s-a dat o altă dimensiune. Nu mai ai timp acum să faci greșeli. Pentru că, deși ai timp fizic foarte mult, stai acasă, poți mască, te uiți la televizor, nu muncești suficient, tu constați că nu mai ai timp să muncești. Nu mai poți să muncești în timpul ăsta. Și e o problemă. Dar în același timp, da. România are o șansă acum. Pentru că noi am pierdut multe etape, noi am avut oportunități, am avut șansele noastre pe care le-am ratat de viziune, de direcții, ca și țară. Da. Și acum ni s-a iscat încă o oportunitate, pentru că acum toată lumea trece printr-un haos care, cu o viziune, sau cu oameni care au o viziune și o perspectivă, pe termen lung, da. Vor trebui să o țintească pe ea și să-și facă plan cum să ajungă la țintele respective. Și aici mă refer la ce... Mă pot referi la industrie, mă pot referi la tot ce... Și la învățământ. La tot ce există în jurul ce România da. a fost în urmă în ultimii ani. Da. Și că are ca potențial. Că vorbim de învățământ, da. Că vorbim de... sistemul sanitar, că vorbim de industrie și acum spuneți-mi mie care este strategia de dezvoltare a României, vreo trei ramuri industriale. Nu există, nu așa ceva nu există. Adică o țară care nu are planuri, până și Ceaușescu avea planuri cincinale, economia modernă, managementul modern ne învață să facem planuri nu pe 5 ani, pe 10 ani, pe următorii 20-50 ani. Asta vă spun, că acum este oportunitatea României. De ce? Da. Pentru că avem, suntem la un T0, da. Inventat de COVID. Da, ni s-a dat șansa să o luăm de la cap. Da. Avem, credele astea. Avem norocul da. Să avem un președinte liberal. Și dacă stăm să ne gândim în istorie, știm că liberalismul întotdeauna a militat pentru dezvoltarea și educația României. Adică se întoarce puțin în roata. Avem